Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara, organizează în perioada 15-17 mai 2024, începând cu ora 10, Bursa Generală a Locurilor de Muncă. Acțiunea a început astăzi și se va desfășura atât pe plan național, cât și în rețeaua teritorială a Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara, respectiv în Petroșani, Simeria, Deva și Hunedoara. Obiectivul principal al Bursei Generale a Locurilor de Muncă îl constituie creșterea gradului de ocupare prin corelarea cererii cu oferta de locuri de muncă, iar AJOFM Hunedoara facilitează posibilitatea interacțiunii directe dintre angajator și solicitantul locului de muncă. În cadrul acțiunii se va derula și târgul de oferte educaționale și orientare în carieră, având ca public țintă viitorii absolvente ai claselor a 8-a și a 12-a din întreg județ. La Petroșani am avut astăzi 37 de angajatori cu număr de 470 de locuri de muncă vacante. Am avut și partea de tur de orientare în carieră. Trei universități au fost prezente, două școli poziționale și elevii de la din anii terminal și atât de la liceu cât și de la universitate au participat la acest eveniment. În acest moment chiar mă întorc de la Petroșani. Colegii mei au centralizat datele și au dat comunicatul de presă privind rezultatele. Din ce știu, au fost peste 600 de persoane prezente. Mâine vom fi la Simeria, la centru de afaceri, începând cu ora 10. Iar vineri, 17 mai, vom fi la Deva, la Casa de Cultură, începând cu ora 10 și la Hunedoara. Ne dorim ca acest eveniment să fie unul în care se întâlnește cererea cu oferta, ne dorim să avem discuții atât cu universitățile cât și cu liceele pentru a actualiza oferta educațională. Sigur că tinerii sunt foarte importanți ca încă din clasa 8-a să-și poată creona parcursul ocupațional, să fie ajutat să-și aleagă o meserie în viață. Pentru aceasta, colegii mei de pe consiliere au pregătit filmulețe cu meseriile, tot ceea ce înseamnă anumite meserii, să învățăm și să le explicăm ce înseamnă o ocupație și o meserie. În parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean și specialiștii Inspectoratului Școlar Județean discută cu copiii, ne prezentăm oferte, sper eu ca acțiunea să fie una foarte bună și în interesul cetățenilor. Bursa Generală a Locurilor de Muncă va continua mâine 16 mai la Simeria, iar vineri 17 mai se va desfășura la Deva și Hunedoara.